Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. O viață fără excelență și fără sens este irosită. Cu toate că definiția succesului este subiectivă, totuși este cât se poate de clar faptul că reușitele de durată se realizează după legi imuabile. Gândirea de învingător, perseverența și deciziile corecte, acompaniate de imperativele succesului, sunt treptele care te vor ajuta să urci oricât de sus dorești în viață. Îți doresc mult succes! Bună seara, dragi telespectatori, bine ați venit și bine ați revenit la emisiunea De Sens Vieții. Niciun conflict armat nu ar exista dacă nu ar avea în spate un întreg aparat ideologic și propagandistic prin care mulțimile sunt îndemnate să dea dreptate unei părți și să lupte pentru așa zise cauze nobile. Mereu trebuie inventat ceva pentru care ar trebui să luptăm. Securitate, integritate teritorială, credință, libertate, egalitate, democrație și lista poate continua. Mai nou putem observa cum interesele politice și economice internaționale au adus la existență un discurs propagandistic al statelor care susțin terorismul, ce a fost adoptat în cadrul creștinismului. Doamnelor și domnilor, în această seară vom vorbi despre propaganda Hamas în creștinism, împreună cu domnul dr. Filip Panait. Bună seara, domnule doctor, bine ați revenit la emisiunea De Sens Vieții. Bine v-am găsit. Când ați fost, s-au întâmplat multe și încă sunt pe rol foarte multe lucruri interesante care se întâmplă și despre care nu prea auzim, cel puțin din perspectiva din care puneți dumneavoastră problemele. Într-adevăr, propaganda Hamas în lumea creștină este un titlu extraordinar. Nici nu mă așteptam să-l acceptați. Eu am făcut o 5 propuneri pe acolo, dar al treilea, care este cel de azi, va aparține ca alegere. Eu nici nu m-am așteptat, nici n-am îndrăznit să cred că îl veți aproba. Și este o temă extraordinară. Cel puțin crede că încă suntem liberi, nu? Deocamdată. Așa. În trecut s-a făcut multă propagandă de război. Recent s-a făcut propaganda pro-Ucraina. Vai, sunt victime, au fost atacați de ruși. Dar acum asistăm la o propagandă stupidă, în care un stat este atacat de teroriști și toată lumea îi critică pe cei care se apără în războiul acesta. În Gaza? Da. Războiul acesta a fost declanșat de Hamas, fără avertisment, cu o brutalitate de nedescris. Nici în Ucraina nu s-a întâmplat o astfel de intervenție brutală. Pur și simplu, civili și nevinovați și copii au fost atacați în plină zi, fără niciun avertisment, fără, să zicem, cum a fost în Ucraina, acumulare de trupe la graniță. Cineva tot a văzut și a știut și au retras cât de cât civilii în spatele unor linii mai sigure. În Israel s-a întâmplat un război nimicitor împotriva unui stat suveran de către o autoritate palestiniană din Gaza, pentru că acolo era un guvern legitim, era ales. Hamasul a fost guvern al autorității palestiniene din Gaza. Ori Israelul n-a reacționat imediat. A reacționat cam peste o lună. Și după ce a intrat cu trupe în Gaza, deodată toată opinia publică s-a debalansat și s-a mutat spre vai ce necăjiți sunt cei din Gaza. Au uitat de crimele făcute de Hamas în Israel. Nu e în regulă. Da, deci până la urmă nici nu știu care ar fi fost poziția normală de adoptat din partea Israelului, adică să fi stat, să ce? Să fi stat cu armele în mână, să vedem dacă mai cade vreo bombă. Au stat. Da. Au stat cam 20 de ani, că Hamasul a mai avut conflicte cu Israelul și au bombardat Israelul în fiecare an. Era campania de rachete. Pe evrei costa foarte mult această campanie anuală a Hamasului de a arunca rachete nediscriminatoriu peste localitățile evreiești civile. I-a costat pentru că au trebuit să investească în scutul antirachetă și însemnând bani foarte mulți. Ori
au stat destul, au așteptat, dar la urmă o trebuie să intre acolo ca să scape de nenorocire, pentru că ei ar fi continuat. Plus că în jur de 200 și ceva de ostatici au luat cei din Hamas și reprezintă un șoc pentru populația din Israel. Numai în timpul lui Hitler au mai pățit așa. Să fie luați pe nepusă masă și omorâți, schingiuiți și duși într-un loc de unde nu se mai întorc. Sau, teoretic, nu știm dacă se mai întorc. Cum a evoluat propaganda aceasta? Cum explicăm această simpatie, inclusiv a statelor creștine? Acum nu vorbesc de victime, ci vorbesc de cauze. Că oamenii toți au nevoie, sunt nevinovați, sunt copii, sunt... În orice război există victime colaterale. Nu despre aspectul ăsta vreau să vorbim, ca să nu cădem într-un umanism din ăsta ieftin sau poate legitim. Cum explicăm simpatia față de cauza palestiniană? Cauza palestiniană a beneficiat în cursul anilor de o propagandă bine articulată. În toate țările lumii există foarte mulți arabi, foarte mulți palestinieni și inclusiv în mass media. Și an de an ei au spus că au nevoie de o țară. Și singura țară pe care ei o vor este cea a evreilor, adică Israelul. Și vor să împartă țara Israelului, dar mai nou nu mai vor să împartă, spun Free Palestine, adică de la Iordan până la mare, nici urmă de evreu. Și, cum v-am mai spus eu în trecut, arată spre Marea Mediterană, locul evreilor este în El Yahud, adică în mare. Să-i nimicim. Ori nu putem să gândim în termenii aceștia sălbatici. Noi ocupăm Israelul, îi omorâm pe evrei și obținem un stat palestinian. Acum, unii spun nu că vor numai o bucățică din teritoriul israelian, Cisjordania și Ierusalimul de Est. Da, Ierusalimul de Est este esența iudaismului și a istoriei poporului evreu. Dacă îl dai palestinienilor care... n-au ajuns acolo decât prin secolul 18-19 câțiva palestinieni, arabi care s-au mulțit cum se mulțesc ei, n-am făcut nimic. Împărțim între neamuri țara lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune așa, dintre toate țările lumii, Israelul este țara mea și o dau poporului meu Israel. Dar spune, voi ați împărțit între voi țara mea. Și vă voi judeca în valea lui Iosafat și voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva lui Israel în ziua aceea. Deci atenție cu cine ne jucăm. Deci practic este mai mult decât un conflict local, este mai mult decât un război între două părți beligerante, este un război al lumii împotriva lui Dumnezeu. Al lumilor, pentru că este și un război demonic în spate și al lumii umane, care a fost amăgită să meargă de partea rebelilor împotriva lui Dumnezeu. Ori, rebelii aceștia nu doresc ca să rămână Ierusalimul și Israelul în mâna evreilor, care însemna că profețiile despre care Dumnezeu vorbește în toată Sfânta Scriptură se pot împlini. Ori dacă ei împart între ei Țara Sfântă și Ierusalimul, măcar la nivel propagandistic au câștigat ceva. Nu s-au împlinit profețiile. Dar Dumnezeu este suveran, El a făcut cerurile și pământul și a dat Țara Sfântă poporului Israel. Așa ceva nu se va întâmpla. Deci, practic, este un strigăt demonic de tipul demonilor din Gadara. Ai venit să ne chinui înainte de vreme, adică chiar și la vremea potrivită... Ei tot vor o amânare. Acești demoni tot vor o amânare pentru că venirea lui Hristos se va face pe muntele Măslinilor, în țara lui Israel, în poporul lui Israel renăscut și în poporul lui Israel care se împacă cu Dumnezeul său, despre care Dumnezeu spune că vă voi aduce înapoi din țara de la miază noapte și din toate țările de unde v-am risipit și mă voi purta cu voi cu bunătate și cu dragoste ca un viteaz care poate ajuta. Vă rog să căutați în Țefania 3
exact așa spune, rămășița lui Israel, zice, cu o dragoste nemărginită mă voi purta, voi rega rănile poporului meu, voi pansa vânătăile poporului meu. Nu cum spun acum creștinii că vor rămâne evrei 7 ani cu anticristul. Asta este propaganda Hamas. Dacă ținem cont și de ceea ce scrie Apostolul Pavel în Romani despre întoarcerea evreilor, zice, dacă lepădarea lor a adus atâta binecuvântare, ce va însemna întoarcerea lor decât înviere din morți, atunci ne dăm seama că majoritatea dintre noi creștini i-am cam scos pe evrei din profeții și i-am lăsat acolo. Și fiecare ne luptăm să ținem steagul sus, că noi o să conducem ofensiva împotriva lui Anticrist. Și, da, sunt chestii ridicole, pentru că în Apocalipsa pe temelii scrie nume de evrei, pe porți scrie nume de evrei și atunci... Pe tron stă un evreu? Da. Ne cam încurcăm atunci, nu mai știm pe unde să găsim locurile. Deci, la ora actuală, ceea ce a făcut Hamas în Israel înseamnă o declanșare a tuturor energiilor demonice, dar și a tuturor energiilor creatoare a lui Dumnezeu și de împăcare cu poporul său. Rămășița poporului, că niciodată nu spune că tot poporul va fi mântuit, ci rămășița poporului meu, în toate profețiile din Vechiul Testament, spune cei care sunt în rămășiță și care se vor împăca cu Dumnezeu. Nici vorbă de toți nelegiuiții din țară, că au și ei nelegiuiții lor acolo, nu despre ei vorbim și nu trebuie să ne preocupe pe noi lucrul acesta. Noi trebuie să ne gândim la rămășița care dintr-o dată, ca popor, se va împăca cu Dumnezeu. Nu ca individ, ci ca individ și ca popor. Vor fi ceremonii publice, spre deosebire de noi, care suntem risipiți în toată lumea, ei sunt într-o singură țară, un singur popor, care în momentul împăcării cu Dumnezeu vor avea același duh, aceeași inimă. Bine, și ei sunt, risipiți, însă simțământul ăsta al apartenenței este mult mai puternic la un evreu, chiar dacă și-a uitat limba strămoșească. Da. Faptul că este evreu, pentru el contează foarte mult lucrul ăsta și solidaritatea care există între ei. Deci ei sunt foarte atașați de moștenirea iudaică, de Tora, care i-a menținut în viață milenii, și de istoria lor. Ei nu pot să treacă cu buretele, au o istorie de 4.000 de ani aproape. Noi ce istorie avem? De la Decebal, 2000 de ani, îți povești. Noi conștiința națională o avem de puncte, pe la... puncte cu intermitențe. De la 1800 cu... și ceva avem și noi ceva național al nostru. Statul român nu are o vechime prea mare, dacă... modern. Da. Suntem cam la fel cu statul israelian. 100 și ceva de ani avem noi, 75 de ani au ei. Da. A scris mai de mult un articol despre amenințarea Sudului global. În ce constă această amenințare? Să punem mai multe acum, piese în puzzle. Până acum nu știam ce înseamnă Sudul global. Acum 15 ani au înființat o organizație numită BRICS, care înseamnă Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Nesemnificativă pe plan mondial, așa am crezut noi, până anul trecut, când s-au întâlnit la Johannesburg, adică în sudul extrem, și au început să ia decizii globale, adică să înființeze o bancă globală, să scoată dolarul de pe piața mondială, în schimburile lor comercială să folosească altceva în afară de dolar. Și atunci am zis, wow, gata, s-a înființat Sudul Global, care apare în cartea lui Daniel. N-aveam de unde să știm până anul trecut toate lucrurile acestea și implicarea profetică a acestui grup. Împăratul de la miază zi. Împăratul de la miază zi. El este Sudul Global. Cu Nordul Global, care înseamnă America, NATO și tot ceea ce înseamnă zona occidentală. Ori, în ianuarie 2024 au mai intrat încă 5 țări
Deci au fost 5 înainte și s-au făcut 10. Au intrat Arabia Saudită, petrol, un fluviu de petrol acolo. Iranul, un fluviu de petrol. Emiratele Arabe Unite, tehnologie. Etiopia, punct strategic. Egiptul, și mai strategic. Ce mai vreți? Sudul global a devenit foarte puternic și din punct de vedere financiar începe să amenințe Nordul. Dar Nordul este super industrializat și super militarizat. Sudul global nu are timpul necesar să ajungă Nordul într-o confruntare militară. Și deja țări cum sunt Iranul au declanșat un război împotriva Americii, blocând Marea Roșie prin interpuși, prin rebelii Houthi. Nordul global deja simte amenințarea economică că navele care aduceau mărfuri spre Nordul global au cam fost aruncate în aer sau amenințate sau s-a tras asupra lor cu rachete din Yemen. Bineînțeles că reacția Nordului a fost agresivă. Au mai îndrăznit să atace și niște de baze americane din Siria și Irak. Americanii au ridicat bombardierele celebre B-52 care au făcut una cu pământul toate bazele rebelilor sau a milițiilor pro-iraniene. Iran nu s-a speriat pentru că o asemenea desfășurare de forțe n-a mai existat de multă vreme, de la războiul din Irak. Iranul a dat înapoi și a spus că nu noi am comandat atacurile din Marea Roșie, punem un moratoriu asupra atacurilor pe 90 de zile și să vedem ce iese. Americanii, neavând nevoie de un conflict major, n-au mai escaladat războiul asupra milițiilor proxy ale Iranului. În schimb, pe cei din Yemen i-au cam bombardat. Dar cei din Yemen au mai avut de-a face cu bombardamente masive din partea Arabiei Saudite, când au avut un război local în anii trecuți. Și și-au ascuns rachetele și toate bazele lor adânc în munți. La ora actuală, America și Nordul global, pentru că acolo mai sunt și Germania și Italia și Franța și Anglia, sunt țări prezente cu nave de război pentru a proteja ruta maritimă, dar au crescut prețurile în Europa. Ca o consecință să întreții o adevărată deci flotă ca de război. Ca o consecință a acestui conflict, Sudul doar a înțepat un pic Nordul, Nordul s-a repezit asupra Sudului și încă nu este finalul. La ora actuală doar cresc prețurile în Europa. Dar ele vor crește până vom intra în criză. Oricum, e o criza explozie. O cam avem de la pandemie. Da, e o explozie și de multe ori nu știm. Adică, dacă privim doar așa ceea ce ni se dă la știri, credem că este vina exclusivă a politicienilor sau a unui guvern, dar de fapt problema este mult mai complexă și oamenii nu văd problema în ansamblu, în complexitate. Nu văd în ansamblu, că în văd general... Văd că e numai vorba de un PSD, un PNL, un alt, da. Eu știu, care mai fi USR pe acolo și care se bat între ei. Nu zic că nu sunt interese între partide, dar problema este mult mai gravă, dacă este atât. Europa noastră este condusă de o clasă politică nelegiuită. Principiile Sodomei guvernează Europa. Când ai principiile Sodomei, nu mai ești atent la pericole și nu mai ești atent la consecința deciziilor tale. Și ne-am trezit că nu mai avem gaz din Rusia, nu mai avem petrol din Rusia, ne-am certat cu Rusia, nici nu se știe care e principalul vinovat acolo și dacă nu putea fi evitat conflictul din Ucraina. Acum, dacă rușii sparg linia frontului într-o noapte și ocupă toată Ucraina, Franța este extrem de nervoasă deja. Vrea să trimite trupe în Ucraina. Deci asistăm, iar Franța are un prim-ministru nelegiuit de tot, care e cu Sodoma numai. Ministrul de externe este partenerul său, tot din Sodoma. Ce să ne așteptăm la Franța? Germania are alegeri acum. În Germania, favorit este tot din Sodoma,
Este o doamnă care spune că e extrema dreaptă, dar este extrema dreaptă din Sodoma, nu din partidele tradiționale creștin-democrat sau socialist. Nu! Ci nelegiuirea pune stăpânire pe Europa și conduce Europa. Consecințele o să le vedem în toamnă, la anul. Ați scris și despre venirea lui Trump la putere sau cel puțin despre posibilitatea asta de a veni la putere. Cum s-ar schimba politica internațională dacă Trump, de care a scris aici, despre care a scris în cartea Apocalipsa, atac la președinte și l-a și pus ca imagine pe copertă, da? Dacă pot colegii să dea un prim plan aici la carte, este apariție proaspătă. Cum ar schimba politica internațională o ascensiune a lui Trump? Trump este în ascensiune, nu trebuie să-i mai dăm noi aripi. Sau o venire la putere. Venirea lui la putere schimbă tot la nivel global, are o altă viziune despre lume. Omul este înclinat spre pace și spre comerț. Este om de afaceri, palavragiu de birou. Și nu vrea să distrugă lumea. El vrea să facă bani. El, și pentru că el vrea să facă bani, și poporul lui trebuie să facă bani. Deci în război nu faci bani sau îmbogățești doar cei care produc arme, dar țara rămâne în stagnare sau se blochează multe în război. Da. Deci el vrea pace în Ucraina, el vrea pace în Orientul Mijlociu și are mecanisme să facă pace. Și Biden are mecanisme să facă pace, dar nu vrea. Biden este în profețiile din Daniel 8, bătrânul viclean. Dar Trump, deși a fost blocat în ultimii 7 ani, a fost târât prin toate procesele. Eu din 2017 spun că Trump este un om care apare în profeții și care nu are ce căuta în politica mondială, pentru că satana îi vrea capul. Din moment ce a mutat ambasada Americii la Ierusalim și a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, satana îi vrea capul, pentru că în momentul ăla s-au activat profețiile privind Israelul. Și satana nu vroia. Ierusalimul stătea bine acolo, pe drojdiile lui, mergea tot înainte. De mii de ani, de sute de ani. Da, nu deranja pe nimeni. Când Trump a dat decretul, a intrat în funcțiune Zaharia 12 și satana știe că vine judecata. Și l-au atacat pe Trump încă din momentul în care au semnat decretul de mutare a ambasadei, proces de destituire, tot felul, și propaganda, dezinformarea. Că el este un nenorocit care bagă America în epoca de piatră, deși în timpul lui America chiar s-a dezvoltat și chiar inflația nici nu exista, acum e plină de inflație și America. Ori, la ora actuală... Poți să restricționezi tu contul președintelui, da, de Twitter și de Facebook, pe da, în momentul 2 ar fi trebuit să fie serviciile să închidă cu tot cu birouri și să ia pe sus. Dar lucrurile nu s-au întâmplat, ceea ce arată că a fost mai mult decât... A fost un atac de sistem, un atac demonic la care au participat toți. Toți actorii din statul profund american. După ce au deschis proces în Georgia ca să îl scoată de pe buletinile de vot, Trump a contestat la Curtea Supremă și acum câteva săptămâni sau așa, Curtea Supremă a spus că nu poți restricționa un candidat la președinte, la președinție, pentru că ar însemna ca alegerile noastre să fie decise la masa verde. În viitor, orice stat poate restricționa un președinte și să tot fie eu ți-l restricționez pe-a tău, tu pe-a meu. Și a câștigat, iar toate procesele lui penale și civile au fost amânate cam până după alegeri. Chiar dacă unele din ele au termene acum, procedural ele se duc până după alegeri. Fără îndoială că la ora actuală Trump câștigă alegerile. Așa credeți că va câștiga alegerile? Discutam cu niște prieteni din Israel și dom'le, ar trebui să fure multe voturi ca să poată să câștige Biden. Nu se poate. Mai nou, Trump a declarat public zilele trecute că dacă el pierde și de data aceasta alegerile, este război civil în America și o vărsare de sânge. Chiar așa a declarat.
Nu este în regulă. America s-a polarizat foarte mult. Este ca în vremea Imperiului Roman, când Constituția Romei era depășită de situația din teren. La fel și America. Are o Constituție foarte solidă, dar dacă Trump pățește ceva, este pur și simplu eliminat din istorie, de aia se cheamă cartea Atac la președinte, sau pur și simplu devine imposibil să-și preia mandatul. Din luna noiembrie, după ce câștigă alegerile, până prin ianuarie, când trebuie să intre în funcție, este un interval în care el se numește președinte ales. Face declarații publice, ce își alege guvernul, își alege oamenii cu care să colaboreze, dar președinte rămâne Biden. Dacă Trump pățește ceva în perioada asta, Constituția Americii este depășită, îl numește pe Biden președinte excepțional. Interimar sau nu? Nu, sau președinte excepțional, continuă mandatul, se blochează orice alegere, se instituie starea de urgență, eventual starea de război, dacă un stat este implicat în, să zicem, un atentat la președinte, la viața președintelui ales. Da. Așa că această carte este o carte document, nu este scrisă pe picior cu două zile înainte de alegeri, mai avem câteva luni, da? Eu spun de 7 ani, Trump este în pericol, atenție și pe unde se duce și avionul lui să nu pățească ca avionul lui Prigojin din Rusia. Nimeni nu-l vrea președinte. Iar propaganda asta face în Europa. Ci că liderii europeni se tem mai tare de Trump decât de Putin. Pe Putin pot să-l blocheze cu armament furnizat Ucrainei, pe Trump nu-l pot opri decât cu un glonț de argint. Și nu este în regulă ce se întâmplă pe planeta noastră. Să vedem. Este o ipoteză atât de hazardată și de puțin probabilă, încât nici n-am vrut să o menționez în carte. V-ați riscat cu Am riscat. De ce? Este o ipoteză. Nu sunt nici profet, nu sunt nici analist politic, nu mănânc o pâine pe din urma acestor ipoteze. Sunt un doctor care își vede de meseria lui și mai scriu și eu articole în presa din Israel și sunt fondatorul Centrului de Studii Apocaliptice. Când faci cercetări pe profeții, este bine să te duci în direcțiile cele mai extreme, dacă se poate. Unde nu s-a dus nimeni, unde nimeni nu s-a gândit. Și dacă ești pe subiect, te-ai scos, cum s-ar zice, ca analist religios. Dacă nu, te pensionezi. Dar eu n-am de unde să mă pensionez, că nu câștig bani de pe asta. Da, da, oricum, Biblia vorbește despre niște încleștări, atât armate, cât și despre crize de toate felurile la sfârșitul vremurilor, doar că uneori este greu să ții echilibru, să pui punctul, să spui acum se împlinește asta, acum se împlinește cealaltă, pentru că exceptând anumite profeții unde sunt date toponime și nume de oameni, da, de împărății și așa, lucrurile pot să fie destul de generale ca descriere și de asta aici, da, apare loc de interpretări. Asta cu Sudul Global, de exemplu, putem pune degetul pe ea pentru că n-a existat până acum și deodată a explodat pe masa de șah a lumii și am observat-o. Asta cu Trump apare undeva în 2 Tesaloniceni, unde spune că cel care stă în cale omului fără de legi va fi luat din drumul lui. Este o profeție generală, total. Numai creștinii o au. Deci evreii nu au profeția asta. Cumva trebuie să se împlinească și trebuie să observăm. Unii spun că din calea omului fără de legi va fi luat ori Duhul Sfânt, ori biserica. Nu personalizează evenimentul, dar acolo spune că omul fără de legi stă gata să preia conducerea lumii, dar cineva este în cale. Nu poate să-i stea un munte sau un înger în cale, ci tot un om. Și eu l-am identificat pe Trump ca fiind cel care stă în cale. Deja fără de lege a început să se miște, pentru că în lume, biserica creștină
adoptă tot felul de reguli și decizii care sunt ale sodomii, ale nelegiuirii. Până acum, biserica creștină, oricare ar fi ea, mergea pe o cale biblică. Acum au dat decrete și au permis niște acte de nelegiuire pe față. Adică omul fără de lege nu se mai ascunde. A intrat în biserica creștină, de la ultimul pastor până la Vatican, și toți aceștia s-au coalizat cu Sodoma împotriva lui Hristos. Și noi vedem lucrul acesta și ne minunăm. Dar Biblia spune că mai întâi vă veți minuna de omul fără de lege, vă veți teme după aceea, pentru că observați că are putere ca să poată să-și permite astfel de decrete, după aceea vă veți închina lui. Pentru că acolo unde te-ai mirat și unde te-ai temut, vine și închinarea. Biblia spune, nu, temeți-vă de Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Nu vă temeți de omul fără de lege, că n-are ce să vă facă. Ce implicații profetice are acest discurs și acest spirit antisemit din creștinism asupra mersului lumii, împotriva ce luptă creștinii, practic? Creștinii acum au un discurs antisemit mascat, dar în curând va deveni pe față împotriva Israelului. Adică, deocamdată, ne limităm în a plânge de mila palestinienilor, dar de mila ucrainienilor care sunt creștini nu ne plângem, deși sunt mai apropiați ca noi, de noi decât palestinienii care sunt musulmani. În Ucraina se produc niște tragedii imense și oamenii aceia sunt lăsați acolo fără alimente, fără apă și sunt măcelăriți de către ruși. Nu spunem mai nimic la televiziunile noastre. Toate televiziunile sunt focusate pe Gaza și pe soarta palestinienilor. Dar am văzut că toată lumea aduce ajutoare acolo, sute de camioane. Israelul a declarat așa: cât aduceți, atâta primim. Noi nu vă restricționăm niciun ajutor. Nu puteți să spuneți că din cauza noastră voi nu puteți aduce ajutoare. Armata vă stă la dispoziție, vă creează culoare de liberă trecere și protejate, dar acolo este tragedie umană. Nu-i chiar așa? Dacă era să mergem după războiul de 6 zile, de exemplu, în 6 zile evreii au cucerit toate țările din jur și au cucerit și Sinaiul și au luat până la canalul Suez. Așa de puternică era armata izraeliană în 67. Acum este mult mai puternică. Ei puteau să intre în Gaza și să radă tot în câteva zile. N-au făcut-o din motive umanitare, pentru că populația civilă a fost considerată valoroasă și care necesita protecție. Sigur că au murit și civili, că Hamasul i-a pus în față. I-a pus cascuturi umane. Cascuturi umane. Dar propaganda creștină a început să meargă în favoarea palestinienilor și împotriva Israelului, inclusiv conceptual. Am fost sâmbătă trecută la Baia Mare, acum 2 sâmbete, la o conferință a reverendului Glassover despre Israel, rugăciune pentru Israel, la 13-a ediție. Este un susținător a Israelului, a fost decorat și de regina Olandei și i-am ascultat cuvântările, i-am dat cele 2 cărți ale mele, am dat mâna cu dânsul, i-l-am arătat pe Trump și i-am spus că acesta este Cirus cel Mare și că să fie atent că s-ar putea să nu mai fie. Așa, aceeași concepție ca și mine o are despre Israel. Israelul trebuie să fie favorizat de Dumnezeu, să fie protejat, să fie ocrotit ca să se împlinească profețiile și pentru că trebuie să se împace cu Dumnezeu, Dumnezeu se va purta cu ei cu toată dragostea. Ca un viteaz care poate ajuta, cum am mai spus. Ori noi venim și spunem așa în creștinism: păi nu, Israelul trebuie să rămână aici 7 ani cu anticristul, deci aceasta este propagandă Hamas, dintre care 3 ani și jumătate va fi o perioadă, eu știu... Bine, vine de la Darbe cu dispensaționalismul, da? În fine, nu știu de unde vine, vine de prin America, n-are mai mult de 100 de ani vechime teoria aceasta. A fost îmbrățișată de foarte mulți pastori neoprotestanți. Culmea este că i-au infectat și pe creștinii evrei din Israel
Și există profesori, există lideri de opinie creștini în Israel care sunt evrei și care au împrumutat această doctrină Hamas anticristică, care spun că Israelul va trebui să fie în continuare măcelărit de către Hamas, dar Hamas se va numi anticrist atunci și va fi infinit mai fioros și mai puternic decât Hamasul actual. Și să continue violurile, omorurile și profanarea cadavrelor și necrofilia, că raportul ONU spune că au violat și cadavrele în Israel acum. Adică cum poți să ajungi să violezi un cadavru ca să dovedești că tu ești patriot? Au făcut ca în romanul nostru, Răscoala, că și românii au apucători de genul ăsta, după ce au omorât-o pe Boieroaică, au violat-o moartă, a ieșit afară din casă și a zis: care mai vrei, mă, că e caldă? La români, stă scris în romanul Răscoala, ați putea să verificați. Da. Deci să nu credeți că apucăturile astea nenorocite le au numai unii sălbatici de prin Orientul Mijlociu, și creștinii noștri au făcut. Da. În situații limite, când pune satana mâna pe om, face niște lucruri abominabile. Iar creștinii noștri asta spun acum, că Israelul stă 7 ani sau 3 ani și jumătate, variază așa, în timp ce dumnealor vor sta în paradis cu Avraam, Isaac și Iacov, dar și cei din Hamas spun că toți martirii lor se vor duce tot în paradis cu 70 de fecioare fiecare, și bănuiesc că o să se întâlnească sfinții Hamas cu sfinții creștini și o să râdă de evrei. Sau, eu știu ce o să fac acolo, un râs drăcesc. Nu-mi imaginez, ei spun așa: ca Israelul să-L primească pe Hristos, trebuie să fie strânși de gât. Eu n-am văzut un astfel de Hristos. Hristos zice că eu am venit ca să mor pentru oile mele, nu oile să moară pentru mine. 2. Unii dragostea lui Dumnezeu. Ne întoarcem în Evul Mediu, când Inchiziția a spus așa: îi luăm pe evreii din Spania și din toată Europa, îi punem în butuci, îi ardem pe rug până se creștinează. Și așa au făcut. Ori, în timpul celor 7 ani de răpire a bisericii, evreii să rămână ca pe vremea Inchiziției. Eu n-am înțeles de unde atâta propagandă Hamas în creștinism. Până acum spuneam că e doar antisemită, că anul trecut pe vremea aceasta am mai scris un articol și am mai discutat noi doi subiectul. Dar acum mi-am dat seama că în contextul războiului, de fapt, depășește antisemitismul, ci este demonic și este o propagandă criminală. Am fost la Baia Mare și i-am spus directorului unei televiziuni creștine, foarte, foarte răspândite în România, să nu mai facă propagandă Hamas și să nu mai invite pastori care spun că Israelul va rămâne 7 ani aici, pentru că este antisemitism pur. Păi dacă simplu, face vizualizări pe YouTube, e ok. Adică n-a priceput nimic din ce am spus eu. Creștinii neoprotestanți sunt și ei la fel de antisemiți ca și ortodoxia, ca și catolicismul. Dar un antisemitism de ăsta mai soft, așa, până a început războiul cu Gaza și până am văzut ce atrocități se pot face. Efectiv, la un moment dat, pentru că s-a simțit lezat de mine, a fugit din fața mea și m-a lăsat vorbind singur acolo, că el trebuie să meargă în continuare cu Hamas și să câștige bani. Fac publicitate pe internet că dacă ai 3,5% din venitul tău, să-l investești în lucrarea lui Dumnezeu, nu, în împărăția lui Dumnezeu, dându-o postului de televiziune. Postul lui de televiziune ar însemna împărăția lui Dumnezeu. Da. Exact metode de la americani. Când te uiți, îl găsești prin Israel, pe domn director, îl găsești prin America. Eu n-am bani să plătesc avionul până în America, nici dacă mă scutur bine. Dumnealor se duc acolo și ce fac? Se duc prin bisericile creștine și spun: ce mari suntem noi, propovăduim Israelul, mai dați-ne bani. Și ei trăiesc bine. Ce? O gașcă de oameni. Da. Care se cred reprezentanții lui Hristos pe pământ, care prezintă despre Israel lucruri bune, dar la urmă spune: trebuie să rămână cu Hamas 7 ani. Un pic amestecat, așa? Un pic amestecat, să fie, dar de fapt rămâne pe Hamasului. Da. Da. A scris despre marele jihad din țara lui Gog. La ce v-ați referit acolo în articol? Jihadul înseamnă război sfânt și în special un război sfânt islamic împotriva Israelului, ocupantul israelian. În direcția aceasta
merg lucrurile în Orientul Mijlociu acum. Dar toți ăștia care vor jihad împotriva Israelului se măcelăresc și între ei. Hamasul nu se împacă cu Hezbollahul, Hezbollahul este șiit, Hamasul este sunit. Arabii între ei se mai ceartă, și iordanienii se ceartă cu Arabia Saudită, își împart acolo tot felul de teritorii, își împart puterea. Au loc tot felul de mici războaie foarte sângeroase între musulmanii arabi. Datorită războiului din Gaza, s-au întâlnit toți la Moscova, au fost chemați de tătuca Gog, adică Putin, sub coordonarea șefului serviciilor rusești de informații și a altor organizații rusești care sunt direct subordonate președintelui, și li s-a transmis că trebuie să se unească. Și Hamasul cu organizația Fatah, Eliberarea Palestinei, și Hezbollahul și alte organizații și jihadul islamic au promis că se vor uni ca să se războiască cu inamicul sionist. Și atunci, noi știm din Psalmul 83 că ei se vor uni și vor complota contra lui Dumnezeu. Dar pentru că pe Dumnezeu nu se pot răzbuna direct, se răzbună pe poporul lui, care este poporul lui Israel. Și Dumnezeu vine și ne spune nouă cu 3000 de ani în urmă, eu știu ce faceți voi, eu știu de complotul vostru. Și spun așa, hai să nimicim pe Israel din mijlocul popoarelor. Dar lucrul acesta în psalm spune că se va întâmpla în vremea din urmă. Nu s-a întâmplat până acum. Și zice Dumnezeu, dar eu sunt acolo, eu văd tot și am să-l fac public. Ne așteptam ca psalmul 83 să se împlinească într-o țară din regiune, adică la Aman, la Damasc, undeva la Riad, să se întâlnească acolo, să comploteze contra Israelului. Dar ei nu se duc într-o țară arabă pentru că se tem că vor fi otrăviți unii din confrații lor sau împușcați și atunci i-au chemat pe un teren neutru. Unii se puteau întâlni mai bine. În țara lui Gog. Așa, ca să fie drăcește, cum se zice, și Gog nu vrea să ia foc cu mâna lui în primă instanță. Îi trimite pe arab, că ăștia tot vor sânge și vor să moară pentru cauza lui Allah, îi trimite înainte să declanșeze un război nimicitor contra Israelului, în așa fel încât Gog să poată evalua pregătirea militară a Israelului, ce tehnici folosește și să-și calibreze etapa a doua a războiului care apare în Ezechiel, unde spune că Gog și cu Iranul și cu Togarma și toți vor năvăli asupra Israelului. Satana nu este atât de prost pe cât îl considerăm noi și atât de slab pregătit. El folosește oameni, dar în valuri. Nu mizează. Nu dă tot deodată. Spune că nu pune toate ouurile într-o pălărie. Da. De ce? Ca să nu se spargă. Și atunci, etapa întâi, război panarabic împotriva Israelului și etapa a treia, războiul Rusiei. A doua. A doua. Iar a treia, războiul de la Armagedon, în care și Nordul se duce tot acolo. Adică și America și Europa și... Poate nu ați văzut că se construiește un oraș NATO la Cogălnicianu, cu 10.000 de soldați americani. Doar nu credeți că ăia vin ca să ne apere pe noi de ruși. Și asta... Dar cum să nu? Că asta e propaganda. Este așa. Este și așa, probabil. Dar, în general, sunt cu mai multe direcții toate aceste investiții. A doua investiție de la Cogălnicianu, a doua direcție, este spre Ierusalim. Pentru că acolo vine lupul. Și lupul este Hristos pentru ei. Dacă vine Hristos, le ia stăpânirea lor. Și spune că le ia stăpânirea și o dă poporului sfinților. Cum adică? Dar noi am omorât. Noi am plătit atâția bani ca să conducem lumea și o dați la niște prăpădiți de creștini care stau cu rugăciuni toată ziua. Ăștia chiar că nu merită. Încă un subiect foarte interesant care apare din ce în ce mai mult, inclusiv în curicule școlare sau cel puțin în sugestii pentru educație, legat de încălzirea globală, care a devenit o adevărată religie, o adevărată dogmă. Ce ne puteți spune? Că a scris și un articol pe tema aceasta cu încălzirea globală. Știți, până și copiii de grădinițe știu că încălzirea globală e un lucru rău. Aduce inundații, aduce furtuni, aduce...
Și chiar eu personal, o bucată de vreme, am zis, bă, uite ce oameni steți, ce chestii faine. Până am ajuns la Isaia 30 și am văzut că în vremea din urmă Dumnezeu face ceva extraordinar cu natura, o încălzește. Și am zis, mamă, dar ceva nu e în regulă. Da, la Vatican, Sfântul Părinte, o semnat, Laudatio Si, accelerează lucrurile, presează țările să reducă temperatura globală, să ecologizeze planeta, pentru că... Dar nu e un lucru bun asta? Adică e casa noastră, au dreptate. Problema este că nu poți salva planeta omorând oamenii. Adică fără mâncare, fără căldură și fără case, că vor pune o taxă pe carbon care va fi atât de scumpă încât îți va lua și casa, pentru că nu poți să o plătești. Și am zis că ceva nu e în regulă. Dintr-o dată am văzut că Isaia 30 este cu Dumnezeu și Sfântul Părinte de la Vatican este cu Eco. Nu este singur, sunt mai mulți. Nu e singur, dar el e vârful, să zicem, și cu Greta, nu știu mai cum, dar sunt o droaie de duhuri demonice care vin și ne învață acum, știți ceva, planeta asta e a voastră, Hristos n-ar ce căuta aici. Dacă voi o păstrați așa, ca într-un incubator, nu prea caldă, mergeți multă vreme, așa cum sunteți. Dacă vine Hristos, se încălzește planeta și voi ați încurcat-o că vă ia tronul. În realitate, Hristos încălzește planeta pentru că Anticristul pune stăpânire pe toate lucrurile de pe pământ, inclusiv pe infrastructură. Și nu o să-ți mai dea nici curent, nici căldură. Și atunci ce face Dumnezeu? Este creatorul cerului și al pământului. Zice că va face ca noaptea, luna, să lumineze ca ziua. Păi gata, nu mai am nevoie de electricitate. Și ziua va fi ca lumina a 7 zile. De 7 ori mai puternică. Și atunci... crește intensitatea luminii, crește și căldura. Deci se va produce o explozie solară, ceva pe care numai Dumnezeu o poate controla. Și Anticristul nu o să ne mai poată șantaja că nu ne dă căldură și lumină, că o să avem și căldură și lumină. Pentru creștine de bine, pentru evreie de bine, pentru cei credincioși. Pentru Anticrist și oamenii lui e de rău. Pentru că vor pica și comunicațiile din satelit și urmărirea noastră, că vom fi urmăriți. Poate n-ați văzut că acum se cheltuie milioane. 10 secunde că ne milioane timp. Și milioane de euro pe supraveghere video. Da. Va pica totul. Și noi am terminat emisiunea? Da. Nu-i corect. Da. O să mai facem și altele. Vă mulțumim, domn doctor, și vă așteptăm la emisiunea de Sens Vieții. Cu multă plăcere, ce să spunem, Iisus Hristos este pe cale să vină și nu se știe dacă l-așteaptă cineva pe pământ. Da. Foarte multe evenimente istorice s-au împletit de-a lungul vremurilor cu profețiile din Sfânta Scriptură. Au fost profetizate cu exactitate căderi și ridicări de imperii și acțiuni ale conducătorilor lumii. Despre sfârșitul lumii și despre venirea împărăției lui Dumnezeu sunt multe profeții făcute de autorii canonici și de însuși Iisus Hristos. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor sunt analfabeți în ceea ce privește profețiile și, drept urmare, sunt lesne de manipulat de cei care îi duc direct la pierzare. Cum putem să facem diferența între adevăr și minciună? Cum putem să identificăm impostura politică și religioasă? Există o singură cale, să studiem evenimentele ce se desfășoară în lume, în lumina Scripturii. Domnilor și domnilor, sunt Ionică Herlea și m-am bucurat să fim împreună la emisiunea De Sens Vieții. Vă aștept cu drag sâmbătă seara viitoare de la ora 19. Până atunci vă doresc să aveți parte de o seară frumoasă și plină de inspirație. Pe curând! Emisiune susținută de Asociația Maurer for You.